Azi, 11 iunie 2008, a avut loc inaugurarea supermarketului Carrefour Express. De peste 40 de ani, grupul Carrefour s-a extins și a devenit lider european de distribuție și al doilea grup de retail din lume. Are în prezent peste 12.500 magazine sub logo-ul Carrefour sau francize în 30 de țări. Deține aproximativ 1170 hipermarketuri și 2700 supermarketuri în lume. În 2007 a achiziționat compania Artima, care deține 21 de supermarketuri. Zeci de oameni au asistat la tăierea panglicii și au năvălit cu nerăbdare în noul magazin. Au fost prezente și oficialitățile municipiului Zalău. Bună ziua! Mă numesc Antonella Alde, sunt directorul supermarketului Carrefour România. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Vedeți că astăzi deschidem al doilea Carrefour Express din România, în orașul dumneavoastră. Suntem foarte mândri că ne sunteți alături și sperăm să ne fiți alături ca și clienți pe mai departe. O să-l rog pe domnul prefect al județului dumneavoastră să vă adreseze câteva cuvinte. Vă spun aceasta pentru că întotdeauna Carrefour și autoritățile dumneavoastră vor vota pentru binele dumneavoastră. Bună ziua, domnilor și domnilor, domnule director general. Vreau să spun că pentru noi, pentru autoritățile locale, pentru administrația locală, este o bucurie foarte mare să putem inaugura astăzi o investiție a Carrefour România în Zalău. Ne bucurăm de Carrefour Express, ne bucurăm pentru că deja o să avem o competiție și o concurență pe piața magazinelor de acest gen, ceea ce va aduce un plus de bine, în mod cert, populației județului și municipiului Zalău. Întotdeauna am spus că firmele serioase, cum este și Carrefour, sunt o bucurie când intră pe o piață, cum este piața, o piață virgină, cum este cea a Zalăului. Și eu sper că faptul că zălăoanii vor aprecia acest magazin, îi vor face pe cei de la Carrefour să investească în continuare la noi în județ și în orașul nostru. Le doresc bun venit, le doresc succes și nouă tuturor acelor care vom beneficia de serviciile acestui magazin Carrefour Express, vă doresc să avem parte de cât mai multe bunătăți de la Carrefour. Mulțumim, mulțumim.